Bine v-am găsit din nou la interviurile banobutosunan.ro. Bogdan Calinuc, sunt alături de noi, am pe consilierul local Marcel Maxim, mult de afaceri Marcel Maxim. Una dintre problemele municipiului, care e și în atribuția consilierilor locali de rezolvat, e cea a parcărilor, aglomerației din parcări. Dacă stăm și ne uităm, suntem lângă Piața Mare, lângă fostele magazine din zona asta, unde acum este un market a unei multinaționale. Parcarea foarte plină. Da. Bună ziua! Foarte plină. Bună ziua! Este adevărat faptul că orașul Botoșan s-a umplut de mașini, mai ales prin acea decizie de a elimina taxa de poluare sau cum era ea denumită în momentul în care se matriculau mașinile. S-a supraaglomerat orașul de mașini. Noi nu avem decât să căutăm soluții eficiente. Comunele de lângă? Da, e o soluție eficiente și cred eu, în calitate de consilier local, că aș putea veni cu o propunere în consiliul local, aceea de a realiza o parcare sub și supraterană în spatele acestui market. Este o parcare, întotdeauna mergem să vedem și zona, supraaglomerată. Câte mașini sunt în spatele nostru? Da, și astăzi nu este aglomerat. Nu este foarte aglomerat, e o zi lejeră și cu greu se găsește un loc de parcare. De asemenea, cred că acea parcare la care m-am gândit eu că probabil ar putea fi realizată, bineînțeles, un proiect bine făcut și cu finanțare europeană, pentru că nu ne permitem noi din bugetul local sau eu știu alte forme. În acea zonă sunt mașini parcate în spatele altor mașini. Sau unul după altul, se așteaptă unul pe altul ca să deblocheze parcarea sau un loc de parcare. Cred eu că în același timp realizarea unei asemenea parcări ar elibera și ar degreva și locurile de parcare de pe calea națională. Și acolo sunt mașini care stau parcate și blochează la un moment dat carosabilul. Ar aduce beneficii și pentru cei care locuiesc în zonă, în sensul că ei ar avea locurile de parcare asigurate și păzite și venituri la primărie, bineînțeles. De asemenea, în parcarea din spate, la care o să mergem să ne uităm împreună, există acea ghenă de gunoi, care, bineînțeles, că e un focar de infecție. Dacă mergem acolo să ne uităm, să vă dați seama că nu sunt puteți ajunge la 5 metri datorită mirosurilor care sunt emanate de acolo, dar haideți să mergem împreună să ne uităm. Aici suntem în spate, se vede în fundal minunată ghenă, mirosul, deși nu e foarte cald afară, și nu suntem în caniculă. Și este și colectat recent, acele ghene nu sunt pline. Și e un miros insuportabil. Închipuiți-vă că în weekend, când se colectează mai greu gunoiul, rămâne de sâmbătă până luni, este un miros fantastic de greu de suportat. Cetățenii de aici, da, întotdeauna s-au plâns că nu pot să stea cu geamurile deschise și să intre aer curat în apartamentele lor. Municipiul Botoșan este extrem, extrem de înghesuit. Cred că cel mai, cum a spus și s-a spus la primărie, cel mai compact, cel mai înghesuit municipiu, reședință de județ din toată regiunea Moldovei. Un astfel de spațiu care e foarte mare, nu mai găsim în zonă liber, folosit și subteran. Da, deci și era vorba, da, ideea mea este cu o parcare subterană și supraterană. Subterană se pot face două niveluri în subteran și două, trei în supraterean, pentru a nu obtura nici, eu știu, soarele către apartamentele și lumina către apartamentele care oamenilor care locuiesc în zona. Eu cred că ar rezolva o mare parte din problema parcărilor în zona respectivă. Ar mai fi o locație în spatele clădirii de la Casa Cărții. La fel este vorba de o parcare publică acolo, doar că suprafața este mai mică. Aici, din câte știu, există o bucățică de... Dar ar putea fi exploatată subteran. Ar putea fi, exact, exploatată subteran. Este tot să fac astfel de parcări. Este tot să fac lucrurile astea, doar că trebuie făcut un proiect bun, un proiect găsit o axă de finanțare europeană bună și cred eu că acest lucru ar rezolva o mare parte din problema parcărilor din zona în care ne aflăm acum. Mulțumesc!